că avem oameni cu suflet larg. Am întâlnit oameni care nu le trebuie înainte, eu ca preot. Câtă bunătate și dăruire au în slujba lui Dumnezeu și a celor sărmani. Sunt credincioși care se duc singurei, chiar prin azilii de bătrâni. Cercetează orfane văduvele și să recunosc că am și eu câțiva care îmi sunt foarte aproape și cu dragoste aș putea să-i dau o pildă, nu numele lor. Am trei din fiii mei duhovnicești din 50, 60, 70 care mă întreabă: părinte, vă mai duceți să faceți câte ceva la cei sărmani? Luați din partea mea o părticică să-i ajutați. Mai am alții care ne aduce alimente și știu prea bine fapta cât e răspătită înaintea lui Dumnezeu. Să mănăstire care a fost animănui și părăsită 33 de ani, n-am găsit nici măcar unde să-mi plec capul. Acum să fac să împlinesc 34 de ani. Iată cum a trecut viața mea personală. La 26 de ani am urcat în dealul mare, când era o ruină și era, nimic nu era, nici măcar un adăpost, o cămăruță să mă plec capul. Și Dumnezeu m-a miluit și Maicuța Domnului și m-a primit în chiliuța aia, unde este Paraclisul Sfântul Ioan Botezătorul, de 3 metri acolo, locuind un an de zile. Și iată, am ajuns la o vârstă, de pildă mâine, cinstim o mare sărbătoare, închinată Maicii Domnului în praznice, Maicii Domnului Bunavestire, unde prima Sfântă Liturghie am săvârșit acum 34 de ani în monumentul istoric, dar nu era afară, n-aveam să vest. Iată, sunt 34 de ani mâine de când am făcut prima liturghie la Hatembu. Și de Sfântul Grigorie Parama, de Duminica Ortodoxiei, am făcut erodiacul la Sfânta Mitropolie de către înalt preasfințitul Pimen al Sucevii Rădăuțului, locțuitor de mitropolit al Moldovei, și apoi de Sfântul Grigorie Parama, duminica viitoare, am fost hirotonit în preot la Sfântul Ioan de la Suceava, tot de către înaltul Pimen. Și iată, 34 de ani de hadâmbu, 34 de ani de preoție, mâine și duminica viitoare, cu darul lui Hristos, și 60 de ani de mine la Maicii Domnului, pe 29 aprilie. Vedeți că se unește una cu alta. Nici nu știu cum s-a scurs zilele acestea din viața mea. Au fost atât de ostenite și de împovărate, puteți, dacă îmi dați voie, să nu să mă plâng, că cei mai mulți știți situația locului, încât mă mir cum am ajuns ziua de astăzi. Atât de frumos a lucrat Măicuța scumpă a Domnului, încât de mic copil am cinstit-o și am iubit-o și o voi iubi până în ceasul morții. Fiindcă eu nu știu dacă am o oră, minut, să nu vorbesc de Maica Domnului. Când a fost zi-noapte scut de apărare, când n-am avut ce mânca, n-am avut unde să-mi plec capul. Și trebuie să recunosc că am și cârtit deseori, fiindcă văzându-mă în starea care sunt, toți mă criticau că sunt dat de canon la hadâmbă, văzând starea locului și zidurile acestea care spun de istorie, dar bineînțeles că n-am umblat la ziduri, că așa este timpul și timpurile noastre. Și deci că, nu, că lucrul ăsta e dat de canon, că de n-ar sta aici dacă n-ar fi dat de canon. Canonul a fost dragostea mea față de acest loc. Fiindcă să nu vă plictisesc la Mănăstirea Putna după ce am fost călugărit, călugărit de către preasfințitul Gerasim, Dumnezeu să-l odihnească. După ce ne-a călugărit, a venit la cei 7 dintre noi și a pus mâna pe umărul nostru și a zis că tu vei fi stareț de mănăstire. Ori eram doar un copil, să spun așa. Nu eram copil, dar eram tânăr. Cine s-a gândit vreodată că voi ajunge în dealul mare și voi ajunge și stareț cu darul lui Hristos? M-a blagoslovit să ajung stareț, dar după aceea vreau să vă spun că nici nu vreau să-mi aduc aminte. Puțin pentru păcatele mele.
Doar am ridicat o singură dată mâinile la cer și am zis, măicuța Domnului, ce păcate am făcut de m-ai adus aici. Și mă căiesc de noapte văzând starea locului, văzând cum a pus măicuța Domnului mâna. Și de la o ruină și de la o chiliuță de 3 metri unde am vețuit un an de zile, iată lucrarea lui Dumnezeu. Pot să spun și am voie să spun că am îmbătrânit frumos. Adică la ce mă refer? Bucuria mea este că în urma mea rămâne o gradă, 4 sfinte altare, care n-am găsit niciunul, o livadă, o grădină, o obște formată și a două obște de fii duhovnicești formați. În acești 34 de ani, să spun că plin de roade frumoase. Și, dar măicuța Domnului m-a înzestrat, am avut timpuri când vorbeam în fața icoanei, Maica Domnului, mâine cu ce să mănânc? Nu am unde să trăiesc, unde să-mi plec capul. Și ajungând acum, în data la 60 de ani, tot m-am uitat așa, de la 26 de ani până la 60. Mă uit în jurul meu, pe câmp, pe la biserici care le-am ridicat. Ce bun am făcut, Doamne, în fața Ta, de-aia am ajuns această zi minunată să văd din nimic, din ruină, darul Tău divin. Care, de altfel, o spun eu tot timpul și am să spun până în ceasul morții. Credincioșii dumneavoastră sunteți podoaba bisericii. Doamne Dumnezeule, ce aș fi făcut eu dacă nu vă aveam pe dumneavoastră? De aceea vă iubesc atât de mult. Fiindcă Maica Domnului v-a trimis pe unii care ați îmbătrânit împreună cu mine aici, v-a trimis la timp. Mănăstirea Adâmbul s-a ridicat din această ruină cu 15-20 de oameni din zona mănăstirii. Unde a ales Maica Domnului? 2-3. Apoi, zecile de autocare din Dulcea Bucovină. De acolo a trimis Maica Domnului foarte mult popor. Mi-aduc aminte de o doamnă care organiza autocare, nu 2-3, vineau peste 30 de autocare, 40 din Bucovina, din toate zonele, oraș, din la țară. Când am văzut cu crucea pe Biserica Mare, Părinte, iertați-mă, blagosloviți-mă, vă lăsăm sănătoșel. Până aici v-am ridicat, de aici Maica Domnului strimată al scriitorii. Când mergem și acolo unde vedem că se ridică, vedeți? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cum lucrează prin gura unui om. Și iată de mila lui Dumnezeu, ei bine, v-am mai spus deseori, n-aș dori să vă plictisesc, când vedeam că n-am nici pe cine binecuvânta, strigam la Maica Domnului. Maica Domnului, dar ce să mai stau aici dacă... Cui să-i slujesc? Eu n-am oameni. Nu veneați țipenii de om. Mi-aduc aminte și pot să confirme câțiva din ucenicii mei, care cei mai vechi aici și-au venit la început, nu puteam sluji de cântatul păsărilor care erau în cetatea veche, pe zidul roată. Mai când a răspuns la liturghie, viu-i Dumnezeu că nu vă mint, atât de frumos, nu a pustie cânta. Ca și când ar fi dat răspuns la liturghie și mă încurajau să rămân. Și așa, având această ispită, că nu cred că o să mai vii un om aici, într-o zi îl aduce Maica Domnului pe Părinte Chesarea la Putna, care am fost ucenicul Sfinții Sale. Dar de ce plângi, fiule? Stai liniștit, că dacă n-ai credincioși, până ori veni credincioși, îngerii vor sta la binecuvântarea frăției tale aici la liturghie. Așa a fost. Apoi eu după asta am strigat cu lacrimi Maica Domnului că mi-o traista, și plec, fiindcă nu sunt vrednic să stau aici.
Să nu țin umbră pământului, mă duc să-mi caut de mântuire oriunde în țară, la o mănăstire. Până n-am să văd oamenii până la poarta mănăstirii, înseamnă că eu nu sunt vreun să stau aici. Ei, nu există zi de la Dumnezeu, sărbătoare, duminică, nu hram. Să nu fie ca la hram. Și iarăși un păcat am făcut. Maica Domnului, sunt prea mulți. Sunt prea mulți și greu pentru noi, suntem puțin monahi. Vedeți că Maica Domnului aduce în grădina sa, în ogorul lui Dumnezeu, oameni temători de Dumnezeu, evlavioși, cu trăire, cu credință, nu se uită la cale, la drum lung, vin din toate colțurile țării, zi-noapte, oricând la Mărgăritarul, Perla, cum să o numesc, Comora, Sfintele noastre mănăstiri, care este icoana făcătoare de minuni, dar nu numai prima, cea mai recunoscută, cea așa, Sfântul Ambăzătorul, și a mai cuții domni de aici, care patru icoane sunt recunoscute, dar cea mai recunoscută de pelerinca din Cioșe este prima icoană de monumentul istoric unde a revărsat Sfântul Mir deseori și apoi din Sfântul Ioan din Chiliuța Sfântului Ioan. Să nu uităm că duminica viitoare avem o mare binecuvântare, prezența ierarhului, mulțumindu-i pe această cale în altă Sfântul Mitropolitul nostru Teofan, că a blagoslovit pe preasfințitul Antonie de Bălț să slujească duminică după amiază la ora 16, taina Sfântului Maslu. Așa că vă așteptăm cu drag, cine știe ce înseamnă taina Sfântului Maslu, rugăciunii puternice și binecuvântările arhierești. Și apoi vom avea în Duminica Floriilor prezența preasfințitului Părinte Episcop Nichifor Botoșăneanu. Mulțumim la cele două familii din fiii duhovnicești care am propus o faptă plăcut înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, în fiecare duminică să pună mână la mână, să ofere masa pelerinului. La toată suflarea care le-a Sfânta Liturghie. Familia Gorongea, Constantin, Maria, Ana, Irina și fratele Artemie, Talmace, din Vaslui. Mergeți la sala de mese peste drum acolo, spuneți doar o boda proste, ca măicuța Domnului să primească și să mulțească talanții tuturor celor prezenți ca să faceți dumneavoastră această faptă. E foarte bine primit.